următor. Am pregătit, știu de când îți mic, o poveste foarte, foarte frumoasă, pe care o să-i rog să o asculte și de părinți, și o să-i rog și de copii să o asculte. Și că era de mult, de mult, de mult, departe și foarte departe, într-o țară îndelungată, un tată care avea un fiu. Și fiul acela era năzbâtios tare, făcea foarte, foarte mult de vacăre. Făcea vacuri cale tale, cale tale, era foarte, foarte... S-a tăiat microfonul, când am vorbit de obraznicii, gata, s-a tăiat microfonul. Ei, copilul respectiv fiind foarte obraznic, bătrânul nu mai putea să-i facă față, să-l învețe tot felul de lucruri, pentru că acel copil nu ascultă. Și ce s-a gândit moșul la un moment dat? Să ia câte un cui și să-l bată în ușă pentru fiecare năzbâtie pe care o făcea copilul. Dar pe care ușă? Ghiciți voi! Pe ușa camerei copilului. Și într-o zi, la un moment dat, copilul mai crescuse, avea așa vreo 14-15 ani, și îl întreabă pe tată: tată, dar de ce bați atâtea cui în ușă? Da, bătrânul de acolo îi spune: bat la fiecare năzbâtie a ta câte un cui în ușă, ca să-ți arăt ție câte prostioare faci. Atunci copilul se uită la tată și toată noaptea se gândește ce să facă. Înseamnă că e foarte obraznic când a văzut foarte, foarte multe cui acolo. Ei, a doua zi se duce și îl întreabă pe tată: tată, dar cum să facem să scoatem cuiele astea din ușă, nerăbdător? Păi trebuie să faci fapte bune, dragule. Și de atunci copilul a început să facă numai și numai fapte bune. Iar la fiecare faptă bună pe care o făcea copilul, moșul mai scotea câte un cui din ușă. Și tot așa până au scos toate, toate cuiele. Foarte bucuros, băiatul! Mulțumesc, dragule, dar povestea, știu că așteptați cadouri, dar povestea încă nu s-a terminat. De ce? Pentru că la un moment dat spiritușul e taci. Copilul se duce la tată și îi spune: tată, uite, am făcut atâtea fapte bune încât ai scos toate cuiile din ușă. Ce credeți voi că i-a răspuns moșul copilului? I-a zis în felul următor: e adevărat, te-ai îndreptat, ai făcut fapte bune, dar găurile de la cuiile care au fost bătute în ușă au rămas acolo? Asta ce înseamnă, dragi copii și dragi părinți? Că trebuie să ne ferim în a face fapte rele și să căutăm să fim buni, îngăduitori și să urmăm fiecare lucru cu înțelepciune. E adevărat? E adevărat, dragi părinți? Că la urma urmei, fiecare din noi are o mamă sau un tată, chiar dacă avem o vârstă mai înaintată, nu? Bun, dragilor, eu am pregătit pentru fiecare câte un mic cadou. Ideea e că o să văd pe spirituș. Pe spirituș, de exemplu, pe tine, hai de repede, vină cu Mario aici. Tu stai mai în moarte, așa că ești eu, bă, da? Așa să... Dacă aș ști câte cuia am bătut în ușă pentru el, dar nu. Dar e un băiat bun că face cadouri frumoase. Până am înțeles, eu știu că tu ești Maria, e adevărat? Ce anișoară e Maria? Mulțumesc! Mai spune odată, câți anișoare ai? Și 7 luni. 4 ani și 7 luni. Maria, să-i spui tu moșul dacă ai învățat pentru el o poezioară sau un cântece. Da, am învățat moșul cu cuplete. Bravo, bravo! Păi facem un felul următor, oricum era dor de tare, tare de colindul ăsta. Hai să-i încânti moșul, da? Moșcăciu!